Bună, am revenit cu o nouă recenzie. Astăzi a venit rândul acestei cărți, o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Este Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Această carte a apărut în septembrie 2018, din câte știu eu. Eu mi-am achiziționat-o mai târziu, ediția în engleză, dar știu că ediția în română arată exact la fel. Începem cu coperta. Această copertă este foarte interesantă și de asemenea ne dă și niște spoilere. Din câte vedeți aici, se află o piatră care, în caz că nu știați, este piatra filozofală. Dacă ne uităm puțin mai jos, avem turnul Eiffel. Și asta ne spune că acțiunea în această carte se întâmplă în Paris. Un lucru care eu l-am aflat de-abia după ce am terminat cartea, după ce am citit cartea. Scoatem această copertă aurie albastră și cu un negru mai spre albastru închis puțin. Și din câte puteți vedea pe această copertă, este cartonată, se află un alt turn Eiffel, tot auriu, făcut din puncte, cred. Nu se vede foarte bine, presupun, cu camera, dar este făcut din mici punctulețe. Acest lucru indică din nou faptul că acțiunea se desfășoară în Paris. De asemenea, nu știu dacă știați, scrie aici că din această serie, Fantastic Beasts, vor fi 5 volume. Eu abia aștept să le cumpăr și să le citesc pe toate. De asemenea, să mă uit și la film. Eu am dorit mai întâi să citesc cartea înainte să mă uit la ecranizare. Dar m-am uitat la Fantastic Beasts and Where to Find Them, prequel la acest volum, și mi-a plăcut filmul foarte mult. Această serie are loc undeva înainte de ceea ce s-a întâmplat cu Harry Potter, iar această lume de vrăjitori și magie m-a fascinat foarte mult și sunt sigur că pe mulți alții. Acum hai să începem partea cu spoilere, adică ceea ce se întâmplă, desfășurarea acțiunii în această carte. Și partea cu Parisul era un spoiler, dar nu cred că era așa mare, deoarece cred că cu toții știați unde se petrece acțiune. Sunt sigur că mulți dintre voi deja ați văzut filmul. Nu-mi dați spoilere la lucruri care s-au întâmplat în film, ceea ce nu sunt în cărți. Nu prea îmi plac spoilerele la această serie. Deci această carte începe după ce se termină Fantastic Beasts and Where to Find Them. Personajele sunt Newt, Scamander, Theseus, fratele lui Newt, Tina, Queenie, Jacob și alte personaje. Acestea sunt cele principale, cele care apar pe toată durata acțiunii, aproximativ. De asemenea este și Grindelwald, în caz că nu v-ați prins deja. Se numește The Crimes of Grindelwald deoarece, un spoiler foarte mare, dar cred că știați, a omorât foarte multe persoane, mai ales în această carte. Spune despre ambiția lui Grindelwald de a cuceri într-un fel lumea, să fie liderul vrăjitorilor, iar cei care nu pot avea magie sau încuiați, după cum spune Harry Potter, să nu mai existe, să fie sub controlul lui. Ceea ce este, în caz că ne-ați realizat, destul de rău. De asemenea, în această carte își face apariția și Albus Dumbledore, evident, înainte să devină, cum îl știm în Harry Potter, adică bătrân și nu la fel de puternic, dar tot destul de puternic. Aici pe copertă apar și talismanele morții. În această carte, de asemenea, am aflat, urmează un mare spoiler, că Dumbledore a avut o soră. Și, de asemenea, un lucru care mi s-a părut mult mai interesant decât faptul că Dumbledore a avut o soră, că Grindelwald și Dumbledore, când erau
la școală, cred că la Hogwarts, când erau copii, erau foarte buni prieteni și se înțelegeau foarte, foarte bine. Și de aceea Dumbledore a refuzat să se lupte cu Grindelwald și să ajute, și să ajute Ministerul de Magie. Ceea ce evident l-a dus în la i-a provocat multe probleme, deoarece acum nu se mai înțelegea foarte bine cu ministerul și aceștia îl monitorizau pe Albus Dumbledore și de asemenea lui Newt Scamander i-a fost interzis să mai traverseze granița, deoarece în primul volum din această serie a distrus peste jumătate din New York, care e destul de mult și a făcut niște ravagii semnificative. Dar totuși, din câte știu eu, l-a ajutat la prinderea lui Grindelwald, așa că ministerul ar trebui să-i fie recunoscător. Doar că, din câte v-ați dat seama, Newt Scamander locuiește în Londra și acțiunea se desfășoară în Paris. Deci, evident, Newt din nou a traversat granița ilegal. Toată desfășurarea acțiunii se întâmplă deoarece Albus Dumbledore îi spune lui Newt să îl găsească pe fratele Letei. Asta este ceea ce mi-amintesc, eu nu sunt foarte sigur, care se crede a fi mort, doar că sunt unii care cred că este încă viu. Doar că Leta știe adevărul, ea l-a ucis pe fratele ei din greșeală. Erau într-o barcă, iar fratele Letei plângea, așa că l-a schimbat cu un alt bebeluș pentru o perioadă, ca să nu mai o să păcească, iar după care vaporul a fost întâmpinat de o furtună și Leta și cu familia ei s-a dus într-o barcă de salvare și acel bebeluș, care era din familia Letei, s-a dus într-o altă barcă, care s-a scufundat și a murit. Nu știu dacă știați, presupun că nu dacă n-ați citit cartea, acel bebeluș care s-a dus cu Leta era Credence, acel Obscurus din primul volum din această serie, care își face apariția și în acest volum și face toată acțiunea mult mai interesantă, deoarece el vrea neapărat să știe cine este el, care este identitatea lui, și spune că cât timp află poate să și moară după aceea, ceea ce la un moment dat în carte aproape se întâmplă, aproape este omorât de fratele Letei, dar care după aceea află că Credence nu este fratele Letei și fratele lui, așa că nu-l mai omoară și totul revine la normal și este pace. Doar că nu. Grindelwald ține o conferință, un fel de conferință, în care le spune tuturor, nu tuturor, celor care au vrut să îi asculte, le-a spus cu foarte multă convingere că ei trebuie să conducă lumea, pentru că ei sunt vrăjitori sânge puri, s-ar traduce, cred. Apare și în Harry Potter acest termen, au sângele pur, adică sunt vrăjitori care au venit din familie de vrăjitori puri, într-un fel. Adică nu sunt încuiați sau nu vin dintr-o familie de încuiați. Ceea ce evident duce la foarte multă controversare din partea celor care sunt puțin, au sânge de încuiat, doar că de asemenea cei care au sângele pur, unii dintre ei care îl cred pe Grindelwald, unii dintre ei îl susțin, printre care și Queenie, sora Tinei, care este un personaj foarte important în primul volum și care poate citi gândurile, doar că devine, într-un fel, mintea este blocată de Grindelwald, astfel încât a fost îmbolnăvită mental și îl crede pe Grindelwald și îl ajută să facă și mai multe ravagii. Această carte se termină cu cel mai uimitor lucru pe care am aflat eu în această carte și faptul că Credence este o rudă de-a lui Dumbledore. Dumbledore este numele de familie
iar numele lui, prenumele lui este Aurelius și îl cheamă Aurelius Dumbledore. Așa se termină și cartea. Nu-mi dau afară. Mai are puțin text în care Credence sau Aurelius Dumbledore și apaieda primită de la Grindelwald sparge un geam și de asemenea distruge un munte întreg. Ceea ce pare destul de credibil, având în vedere că, după cum zice Grindelwald, face parte din familia Dumbledore. După cum știți, Albus Dumbledore este cel mai puternic vrăjitor din toate timpurile, ceea ce îi dă și lui Credence ceva putere, din câte cred eu, prin analogie. Această carte este minunată, o recomand tuturor, se citește super rapid pentru că nu are foarte mult text, sunt multe imagini foarte expresive. Imediat vă arăt. Găsiți împărțirea specifică unui text dramatic. Am găsit și imaginea. De obicei se află la început de capitol, cred. Această carte, după cum v-am mai spus, mi-a plăcut foarte mult și am citit-o destul de rapid din două motive. Unul, deoarece este scrisă de J.K. Rowling și acțiunea pe mine m-a emoționat foarte mult, m-am bucurat foarte mult și a fost destul de ușor să citesc. După cum știți, dacă citești o carte ce îți place, o citești rapid. Fiind un text dramatic, evident, este scris într-un mod mai explicit și se citește mult mai ușor. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe dacă n-ați făcut-o încă și ne vedem data viitoare. Pa!